o nouă partidă de pescuit. Dăm decât după bibani. Vedem câți bibani pot să prind. Decurs de circa o oră, o oră și ceva. Am luat peștișori. În caz că nu trage, voi da la alt tip de pește. Multă lume. O vreme superbă. Vom încerca să vedem dacă bibanul răspunde. Cu ochii numai după biban. Am prins câțiva, dar le-am dat drumul. Am uitat să și filmez, am uitat să... Nu vă spun în ce condiții stau. Este condiții. Uitați-vă. Pe una. În dreapta, în stânga, sunt pescari foarte, foarte mulți. Foarte mulți. Ăla în set, la undiță, la... N-am... Și... Efectiv, te chinui pentru câțiva bibănași. Dar nicio problemă, o să vă arăt. Pentru că sigur voi lua câțiva să vi arăt. Nu asta e problema, problema e cum stai. Păi niște pietre. Uitați-l. M-a rugat niște scarsi, le dau lor. Nu peștere. Dă și dânsul, da. E greu de prins. Stați să vă arăt. Și doar să stați așa. Imediat mă zici. Luați, doamnă? Lăsați că-i bag și bag în găleată, vi dau la sfârșit. Uitați-vă ce sunt bibani. Uitați-vă frumusețe de bibani. Am spus de multe ori ca să... Uitați-vă cum sunt. Aoleu, scuze! Scăpat foarte mult. Am prins vreo 5, dar 5 am prins 5 bibani frumoși. Am dat lui domnul să vi arăt. E băgat în giuvenic. Este mult prea bandit astăzi. Nu știu, trăgea mai bine, curgea și apa mai tare. Dar distracția este mare. Era să-mi scape adineori. Un domn din dreapta m-a ajutat dânsul. Uitați-vă. Foarte abrupt. Din cauza asta. Stai, nu? Dar în dorința de a vă arăta câțiva bibănuși,
Frumos aici. Dar sunt frumoși. Frumoși de tot. Ați văzut bibani, 6-7 bibani, nici nu m-a interesat. Este o doamnă lângă mine care pescuiește. Dar mult mai răsăriți ca sâmbătă. Sunt mai rar, dar sunt mai frumoși. Asta au circa 30 de minute. Aș fi vrut să dau și la Cărășel sau la Bălos, dar e foarte, foarte frumos după acest biban. În rest, pe cei mici am aruncat în apă. Atacă și cei mici, cât degetul. N-ai ce să faci, că din cauza aia mai bine iei 6-7 bucăți mai răsărite decât să iei... N-ai ce face cu ei. Ești mai pus să te ridice pietrul ăsta. Partida de astăzi a luat sfârșit. 8 bibani care l-am dat după cum s-a observat. Am mai luat, dar foarte mic. Mulți, foarte multă lume. A stat greu. În fine, ca întotdeauna, o oră la pescuit contează foarte mult. Nu doresc să fie întins, ne vedem mâine. Mâine, înapoi! Câte iubi grubuzeci! O zi bună, poftă bună, numai bine! A fost. Două domn, nu pescuesc. De foame! Vă doresc fire întins, ne vedem sâmbătă.